Ziua în care românii o sărbătoresc pe Sfânta Maria a însemnat pentru doi șoferi, un bucureștean și un giurgiuvean, o zi plină de ghinion. Cel din București, aflat la volanul mașinii sale marca Renault, împreună cu familia, se ducea la mare, numai că în zona Bibița a vrut să întoarcă mașina fără să se asigure și a fost lovit în plin de un autoturism Dacia condus de un tânăr de 25 de ani din Frătești. Ambele mașini au fost serios avariate, însă vestea bună este că niciunul din cei implicați în accident nu a necesitat intervenția medicilor. Bucureșteanul neatent a ratat astfel concediul de odihnă de pe litoral, plus că a rămas și fără carne de conducere, în timp ce tânărul din Frătești, care circula regulamentar, nu-și mai poate plimba prietenii, cel puțin până își repară mașina.